Am revenit, 2024, an electoral cu cele mai multe rânduri de alegeri, nu doar în România, ci în întreaga lume. Aproape jumătate din populația planetei este așteptată la urne. Peste 3 miliarde de oameni din 77 de state sunt chemați la vot anul acesta. Prin urmare, oficialii se așteaptă la riscul ca alegerile să fie influențate de atacuri cibernetice în masă. În România, hackerii ne-au arătat cât de vulnerabile sunt chiar cele mai importante instituții prin atacul din Camera Deputaților. Despre riscurile unui război hibrid discutăm în cele ce urmează cu ministrul digitalizării Bogdan Ivan, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Sărut mâinile, bună ziua! Înainte de a începe discuția, vă propun să îl ascultăm pe premierul Marcel Ciolacu în privința a ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților și revenim la discuție. Avem de a face cu un război hibrid și nu numai România. Întreaga Europa este supusă acestui atac. Vă dați seama ce se întâmplă, și nu e prima oară când o spun, ce se întâmplă în Republica Moldova cu aceste atacuri hibride în această perioadă. Mai ales că nu vor fi alegeri numai în România pe 9 iunie, între 6 și 9 iunie vor fi alegeri în toată Europa. Ca să înțelegem întreg tablou și întreaga miză a acestor atacuri în acest moment. Așadar, domnule ministru, am văzut ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, acolo unde a fost un atac cibernetic de amploare, se fac verificări, sunt anchete în desfășurare. Ce presupun aceste atacuri cibernetice în contextul acestui an electoral? Doamna Mihai, în primul rând vreau să detașăm lucrurile. Avem pe de o parte securitatea cibernetică a României, care este un lucru, și avem pe de altă parte AI generativ, avem deepfake, lucruri care pot să influențeze modul în care vor vota românii și care pot să ducă la un atac asupra democrației, nu doar în România, ci în întreaga Europa. Așa cum ați spus la începutul intervenției dumneavoastră, anul 2024 aduce alegeri la nivel mondial pentru 4 miliarde de oameni. Este un an crucial legat de viitorul omenirii. În cazul nostru, avem deja instrumente ale tehnologiei care circulă de la zona umoristică până la unele care fac îndemn înspre a utiliza serviciile anumitor companii cu imagine a unor personalități extrem de cunoscute din guvernul României, din media și așa mai departe. Din punct de vedere al potențialei influențe asupra percepției publice în alegeri, avem două elemente. Odată, legea deepfake, prin care acele companii, persoane fizice care folosesc, fără să anunțe că acel material este un pamflet, fără să scrie explicit că acel material creat cu inteligență artificială este un pamflet, riscă amenzi până la 200 de mii de lei, adică 2 miliarde de lei vechi, sau, în funcție de gravitatea situației, chiar pedepse cu închisoarea, până la 5 ani. În baza acestei legi, care este deja în Camera Deputaților și urmează să aibă votul final, în cel mai scurt timp, zic eu. Doi, avem un act normativ extrem de important, pe care l-am trecut în luna decembrie 2023 prin guvern, și anume Digital Service Act, prin care toate drepturile și obligațiile din viața reală, din mediul offline, vor fi valabile și în mediul online. Mai simplu spus, așa cum există astăzi Consiliul Național al Audiovizualului cu dreptul de a filtra și de a sancționa atunci când pe televizor sau la radio este prezentat un conținut care aduce atingerii imaginii cuiva sau este necorespunzător, să facem același lucru și pentru zona de rețele sociale. Pentru că este foarte multă dezinformare. Din acest punct de vedere, vreau să vă spun că sunt lucruri noi pentru întreaga omenire. Nu știm încă unde o să ducă toate aceste lucruri, dar ce vă spun foarte sigur e că ne-am aliniat și cu cei din Comisia Europeană. România este unul dintre statele care a început acest proces de reglementare a modului în care funcționează și sunt transmisele mesaje în zona online. Și vreau să vă spun că am stat la masă și urmează ca în cel mai scurt timp, inclusiv în România, să adun tot ce înseamnă reprezentanții marilor companii de tehnologie de la nivel mondial pentru a seta foarte clar modul în care se vor raporta la următoarele runde de alegeri. Domnule Vorbesc ministru... lucruri foarte clare. Și să vă răspund și la ce m-ați întrebat legat de securitatea cibernetică. Da, România în fiecare zi
are în medie între 25.000 și 50.000 de atacuri cibernetice, a căror țintă sunt și entități private, persoane fizice și instituții guvernamentale. Exemplu de la Camera Deputaților, care avea un nivel redus de calitate a securității cibernetice și care a ajuns să, în ghilimele, să deschidă o poartă pentru atacatorii cibernetici prin utilizarea neconformă a rețelei informatice dintr-o erare umană, reprezintă unul dintre atacurile cibernetice care au avut succes. 90% din atacurile cibernetice care au succes sunt cauzate de lipsă de eroare umană. Fie că cineva a folosit un dispozitiv personal pe care l-a conectat la rețeaua internă a Camerei Deputaților, fie că a accesat un link care avea un program informatic dăunător și care odată intrat în sistem a putut să permită să deschidă ușa pentru hacker, reprezintă în primul rând eroarea umană. Domnule ministru, uitându-ne puțin la aceste mesaje de tip deepfake, ne uităm puțin la ce s-a întâmplat cu colegul dumneavoastră de executiv, Sebastian Burduja, pentru că acesta, ne reamintim, imaginea lui a fost folosită într-un astfel de mesaj, a făcut plângere inclusiv la parchetul general, însă mesajul a continuat să ruleze pe rețelele de socializare și pe internet câteva zile după, până când a fost blocat. De ce o reacție atât de târzie? Joi, în ședința de guvern, la propunerea pe care am făcut-o în urmă cu aproximativ 2 luni de zile când am inițiat acest proces de modificare a legii securității cibernetice, s-a stabilit că orice entitate care ajunge să fie atacată printr-un atac cibernetic are obligația ca în cel mai scurt timp să anunțe toate autoritățile, să pună la dispoziție toată infrastructura și în 48 de ore să poată să fie remediate efectele acestui atac. În cazul persoanelor fizice atacate, fie că vorbim despre deepfake sau securitate cibernetică, deja lucrăm ca situațiile punctuale să poată întâi să fie eliminate de pe internet, urmând ca după să se facă și plângeri penale și cei responsabili să plătească. În opinia dumneavoastră, în acest an electoral, cât de riscante sunt aceste mesaje care ar putea influența deciziile alegătorilor? Sunt extrem de riscante în contextul în care oamenii ajung să nu mai facă distinția între realitate și fake. E un risc foarte mare. Vă spun ca și om politic care urmează să intru în alegeri în anul 2024, că e un risc extrem de mare. După ce cineva a folosit imaginea unei anumite persoane într-un context, nu toți oamenii au capacitatea să creadă că acel context este unul fals. Odată pătată imaginea unei persoane, este foarte complicat, deși îl scoți de pe internet în 24 de ore, este foarte complicat ca acei oameni care deja au văzut o anumită imagine, care poate să fie și una umoristică, să scape de efectele acelui clip video. Din acest punct de vedere, avem discuțiile mele cu marile companii de tehnologie, sunt următoarele. Odată, crearea unor filtre foarte clare, că atunci când se face încărcarea unui astfel de material, să fim foarte siguri că el este foarte bine filtrat înainte. Și doi, termen foarte clar, reacții de răspuns din partea marilor companii în care elimină acel conținut în primul rând și după asta, dacă el cu adevărat el reflectă realitatea, să ruleze ulterior. Dar prima dată să fie eliminat. Pentru că până când ajunge să constate o instanță din România, peste câteva săptămâni, deja clipul e rulat, iar în cazul colegului meu, Sebastian Burduja, faptul că acel deepfake îndemna să facă achiziții la acțiuni de anumite companii, poate să se soldeze inclusiv cu pierderi financiare pentru oameni. Adică vorbim de mize financiare dincolo de mizele de imagine. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, Bogdan Ivan.